Echipa de fotbal a școlii sportive din orașul Florești a devenit deținătoarea cupei de viză A Junior Wonder 16 din cadrul Campionatului Național pentru Copii și Junior, ediția 2012-2013. De asemenea, echipa de fotbal din Florești s-a clasat pe locul 3 în diviza B, Seria Nord, ediția 2012-2013. Raionul nostru, Florești, avem campioni divizia A Wonder 16, care a ocupat locul întâi, campionii Republicii Moldova, divizia Wonder 16, Nord, și ne bucurăm foarte mult. Cu un mesaj de salut către cei câștigători a venit Nicolae Cebotar, secretarul general al Federației Moldovenești de Fotbal. Din partea federației vreau să felicit juniorii. Într-adevăr, asta arată că lucru în raion se petrece, aveți rezerve bune și în viitor este o perspectivă mare de a avea o echipă bună. Nicolae Cebotar, secretarul general al Federației Moldovenești de Fotbal, a menționat că pentru mai mari performanțe e necesar finanțare din partea Consiliului Raional, unde la rândul său conducerea raionului a promis investiții pentru sportivi. Cred că conducerea raionului împreună cu Federația de Fotbal a să gândească cum de îmbunătățit infrastructura pentru voi, că voi să jucați în condiții bune, că noi suntem în secolul 21. Ca să avem succesă, înseamnă că este și obligațiunea noastră, cea de la conducerea raionului, în primul rând să aducem ca acest stadion, într-adevăr, să fie un stadion performant, pentru că nu putem avea succes dacă nu avem un teren bun, dacă nu avem investiții, dacă nu aveți acele încălțăminte, haine sportive care să vă antrenați. Fotbaliștii au menționat că vor merge mai departe și vor ocupa numai locuri de frunte. Datorită muncii cu echipa, antrenorii, foarte mult am muncit, ne-am pus un scop să luăm primul loc și am reușit, sperăm și la anul. Все было очень, кажется, непросто, но тем не менее мы сдержались, нашли в себе силы и сделали то, что сделали. Вот и все. Еще, да, думаем, что будет, это не последний наш успех, думаем, что придет замена нам, и тем не менее мы добьемся более лучших успехов, чем сейчас добились. Sportivii au primit diplome, medale și cupa de menționare din partea Federației Moldovenești de Fotbal și Consiliului Raional Florești. Cupa tinerilor fotbaliști a fost înmânată de vicepreședinții Raionului Florești și Nicolae Cebotar, secretarul general al Federației Moldovenești de Fotbal.